Seydou Yaya. Pasă acum pentru noi intratul de Amorim în fața porții, gol! Și totul s-a încheiat, Ivanovski marchează în minutul 85, 2-0 pentru Astra, iată două rezerve. Realizează faza golului secund, este vorba de William de Amorim, omul cu asistul, și Mirko, 23 de ani. Iată-l pe William de Amorim, pasează în 6 metri, atacă. Udescu reușește o pasă pentru Mirko Ivanovski, preluare bună a lui Ivanovski, Ivanovski, gol! Gol! Un gol care îi trimite acasă pe spectatorii CFR-ului, care se ridică în masă. Revedem pasa lui Budescu. Ce preluare face Ivanovski. Iată, șut în colțul scurt, pe jos. Reacție târzie a lui Mario Felgueiraș. Și este 2-0 pentru a... Cum cere mingea Ivanovski. În sfârșit o pasă bună pentru Ivanovski. Să-l vedem aici dacă mai are suflu în acest duel 1-1. Ivanovski, Ivanovski se eliberează, trage și gol! Este gol 1-1. Frumos golul lui Mirko Ivanovski după o acțiune personală. Are probabil și un mesaj pentru un gol al victoriei. E minutul 87. Eu zic că e un gol pe care îl merită Ivanovski pentru efortul pe care l-a depus în această partidă. O acțiune individuală a macedoneanului, finalizată foarte frumos cu un șut excelent din 16. Și Steaua a reușit să se impună aici. Centrare bună a lui Dembo! Dolca nu respinge și este 1-0 pentru Astra. Deschide toată faza Astra Giurgiu. Universitatea. Centrarea lui Tembo din pasa lui Mățel. Dolca ratează. Pierde ușor acolo Târnăcop. Ivanovski, Fanionul rămâne jos. Ivanovski față în față cu Dolca. Un dribling al lui Ivanovski, se dezechilibrează și este gol Astra. 3-0, Ivanovski putea obține și o lovitură de la 11 metri, însă a preferat să continue faza. O dublă a lui Mirko Ivanovski, iată cum răspunde Ivanovski criticilor după partida cu Trencin. Ivanovski Giurgiu a marcat cu numărul 22, Mirko Ivanovski. Ivanovski. Astra Giurgiu, Universitatea Cluj. Întrebarea 3-0. L-a scos din poziție, afară din joc sau nu, pe Ivanovski.